ascultată. Noi facem procedura care trebuie să o facem. Prieteni, un moment mai puțin plăcut în această seară. Formația FC Bălți nu s-a prezentat la meciul cu formația Torpedo și în acest caz suferă înfrângere cu scorul de 0-5. S-au prezentat astăzi practic cu foste vedete ale fotbalului moldovenesc. Este vorba despre Serghei Epureanu. Era gata să joace Alexandru Gațcan, Alexandru Onic sau Petru Stângă. Sigur, toate numele aproape sunt cunoscute la cei de la Torpedo. Un lucru, sigur, extrem de regretabil atunci când o echipă nu se prezintă la un meci. În aceste condiții, Torpedo, care se impune cu scorul de 5-0, urcă pentru câteva ore pe primul loc în clasament cu 15 puncte. De la ora 21:30 va avea loc partida dintre Nistru și Termoelectrica. Un singur punct acumulat în primele 5 etape de FC Bălți va rămâne cu acest punct și după această etapă. Este primul incident de acest gen în fotbalul SOCA sau în campionatul național de Amoliga în acest sezon, un lucru care sper să nu se mai repete. Între timp, jucătorii celor de la Torpedo vor avea un antrenament cu ușor public pentru a da posibilitatea jucătorilor de a face o ușoară alergare. Da, pe Victor Golovatenko l-am omis din acea listă a jucătorilor. De asemenea, nu poate fi desemnat cel mai bun jucător al acestei întâlniri. Păcat așadar că cei de la FC Bălți nu s-au prezentat la această partidă, un lucru regretabil. Noi ne reauzim în jurul orei 21:25 cu meciul dintre Nistru și Termoelectrica, în timp ce jucătorii de la Torpedo se vor antrena în această